Bună ziua tuturor! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei născuți în zodia peștilor sau care au soare, lună, venus sau ascendent în zodia peștilor. După cum vedeți, cărțile deja le-am le așezat și voi începe imediat să citesc etalarea, dar înainte de toate vreau să vă mulțumesc pentru faptul că v-ați abonat la acest canal, că susțin, susțineți activitatea cu mesaje pozitive și cu toate complimentele pe care mi le-ați trimis. Vă mulțumesc mult! Însă, pentru cei care își exprimă dorința să fac și zodia cu tare și zodia cu tare, vă rog frumos să încercați să nu puneți presiune, pentru că nu pot mai mult de o citire două pe zi și asta în anumite condiții lucruri care țin de viața mea personală și pe care nu e cazul să le împărtășesc, dar trebuie să țineți cont că totuși sunt un om cu problemele și cu viața mea. Și limita posibilităților fac și aceste etalări. Cu răbdare voi trece luna aceasta prin toate. Energia comună dintre voi doi pești și celor, cei cu care relaționați sau persoana mai importantă cu care veți relaționa în februarie. Energia comună este Cavalerul de... Uh, pardon, nu cavalerul. Valetul de monede. Valetul de monede poate să reprezinte un mesaj de bine, poate să reprezinte o persoană care vine cu un cadou, poate în februarie primiți cadouri că doar este ziua multora dintre voi, da? Și la mulți ani în avans pentru cei născuți în Zodia Peștilor. A, așa, dar cred că, așa cum văd cărțile, cred că reprezintă de fapt primii pași într-o nouă direcție, da? o nouă direcție, o nouă cale, că aveți nebunul, pe care vreți să o manifestați după ce v-ați detașat mental de o situație foarte neplăcută, negativă, da? din trecut, care, să vă și arăt, aveți aici asul de băte, regina de cupe, asul de foarte frumos de cupe, iar, dar, înainte de asta, aveți 4 de săbi, de spade, 5 de cupe și marile mincinoși, 7 de, de, spade, da? urma de 5 de bute ce, ce înseamnă, toate cărțile astea? Înseamnă că a fost o despărțire de cineva care va a cam lăsat în, de izbeliște va lăsa de izbeliște, a fost o persoană destul de agresivă sau care a fost concentrată pe luptele lui lor interioare și mai puțin pe a relaționa armonios cu voi, o persoană care v-a mințit, da? Și datorită acestei v-a făcut să, să regretați multe lucruri, să regretați timpul pierdut cu ei, da? Și de care v-ați despărțit? Turnul de obicei arată și despărțirea. De care v-ați despărțit? Și va a, -a trebuit o perioadă de vindecare sufletească. Poate încă vă vindeca sufletește în această perioadă. Dar mă bucur că în această perioadă de, de convalescență vă conectați la spiritualitatea voastră, la îngerii voștri la îngerul vostru, îngerașul vostru protector și cred că mulți dintre cei născuți în zodia peșilor sau cu planete în de pești hotărăsc să manifeste o nouă dragoste, asul de cupe asta reprezintă o nouă dragoste pentru voi înși vă. Vă să vă manifestați în adevăratele voastre culori, da? Care ce reprezintă? Regiunea de cupe sau regele de cupe, Persoane foarte generoase, foarte blânde, foarte emoționale, care vor să ajute pe cei din jur da. Dar cum puteți să-i ajutați dacă nu v-ați ajutat pe voi, dacă nu v-ați vindecat? Și cred că treceți printr-o perioadă în care renunțați la regrete, lăsați suferița în pace în, în trecut. Vă vindecați și manifestați o nouă dragoste și o nouă pasiune pentru dumneavoastră. Poate să fie, da, și o altă persoană născută în semn de apă, da, un rac sau un scorpion, dar cred că mai degrabă sunteți voi care vă angajați într-o nouă călătorie, lăsați mental în urmă tot ce a fost rău și vă angajați într-o nouă cale, într-o nouă manifestare spirituală față de voi înși vă. Așa simt. Așa simt și sper să fie aproape de adevăr, pentru că o să vedeți următoarele cărți: ce și cum arată. În inima voastră aveți steaua. Poate să fie o persoană născută în semnul vărsătorului, dar, revin, un ne fixăm pe zodii. Cred că vă vindecați emoțional, vă vindecați inimioara. E o persoană care intră într-un lac să se curețe, să se spele, să se vindece și cu cât vă vindecați, vă dați seama ce emoții profunde aveți și cum vă puteți hrăni cu propriile voastre emoții, cu propriile voastre resurse. Și nu doar atât, odată ce vă vindecați, vă doriți să-i vindecați și pe ceilalți, să-i să ajutați să-și regăsească resursele în propriul suflet. Poate unii dintre voi vă puneți o dorință, vă uitați la cer da? și găsiți cea mai strălucitoare stea și acolo proiectați cea mai frumoasă dorință de a vă regăsi pe voi și de a vă angaja într-o relație de lungă durată cu voi înșină, înși vă. Într-o relație în care vă aprecia și vă iubiți voi, pe voi înșivă, vă, cum nimeni nu vă poate iubi. La ce vă gândiți? Mercurul vostru este într-un semn de pământ în această etalare. Este asul de monede și să nu uităm că aveți deja încă 2 aș, da, acum observ că sunt de fapt 3 aș. Și am senzația a și ca și marile arcane, arcanele majore sunt energii la nivel spiritual. 4, 5, 6 D, de, da? Deci nu în 3D acționează, urmează, da? Urmează să acționeze și în 3D, dar la început se întâmplă totul în cer, da? Cred că undeva primiți o ofertă, vi se face o ofertă, dar la nivel spiritual, universal, poate, da. Universul se gândește să vă pregătească o cale de abundență, dar în momentul în care vă angajați voi într-o relație de lungă durată cu voi înșivă, și în momentul în care vă angajați la o cale foarte uh, realistă, vreți să vă faceți banii voștri și să aveți grijă să vă protejați pe voi înșivă, da? Și poate unii dintre voi așteptați o propunere, poate așteptați un cadou, poate așteptați o promoție, da, niște bani la salariu un pic mai mult, poate. Poate să fie și acest lucru, să vă gândiți la aceste lucruri pentru că ați munci și că meritați. Poate așteptați ca cineva drag să vă propună pentru căsătorie, da? Dar eu zic înainte de toate să vă gândiți la a vă logodi cu voi înși vă cu valoarea voastră. Asta reprezintă, moneda reprezintă valoare. Să vă vedeți adevărata valoare și adevărata strălucire, da? Și să vă angajați într-o relație pe lungă durată, o relație specială cu voi înși vă. Am încercat să clarific această carte, Cartea Stele, da? steaua pe care o aveți în suflet și ce am primit? Am primit soarele și marele preot și m-a șocat oarecum, m-a șocat, m-a uimit că aveți marele preot și aici în, în casa 10 -a. Și din acest motiv, tot atât vorbesc despre spiritualitate și despre regăsirea voastră, simt că unii dintre voi, majoritatea, ați avut o mare trezire. Soarele reprezintă și trezirea spirituală. În această, uitați, soarele, leu, da, steaua, vărsătorul, opoziția care a fost săptămâna trecută între vărsător, da, soarele în vărsător și luna în, în leu. Și cred că în acea perioadă, Undeva la nivel spiritual, da, o altă figură religioasă spirituală, da, poate preotul vostru, poate îngerul vostru, poate niște oameni foarte dragi care s-au dus, s-au rugat pentru voi să vă treziți și să vă vindecați. Poate, da, unii dintre voi vă gândiți la cineva născut în semnul leului cu care ați dori o... să vă căsătoriți, poate, mai mult sau mai puțin, dar mie îmi place mai mult prima variantă. Pentru că aceasta este mult mai importantă decât căsătoria cu o persoană anume. Să vă angajați în trezirea voastră, să lucrați pentru trezirea voastră spirituală și să vă dedicați, asta e o carte care se dedică, să vă dedicați voi vă. Și să revenim, aveți același Hierofant, același mare preot în cartea în casa 10 și în martele vostru poate să fie într adevăr o persoană născută în semnul Taurului, da. Avem și Leu, avem și Vărsătorul, dar revenim. Poate cineva să vă propună să vă căsătoriți, mai mult sau mai puțin. Poate cineva să vă cheme la o nouă misiune în care să aveți o poziție de conducere, poate și asta. Dar îmi place mult mai mult varianta în care voi vă regăsiți pe voi înși vă și vă, angaza, aja, vă angajați scuzați -vă, în această relație specială cu voi înși vă, vă acordați valoarea și vă regăsiți lumina și de noapte și de zi, după cum vedeți, da? Lumina în voi înși vă. Și începeți și coordonați pe ceilalți. Și oamenii vin la voi să vă ceară sfatul și oamenii vin la voi să se vindece și voi sunteți deja experimentați, aveți autoritatea da? Să îi ghidați, să îi inspirați. De ce vă este frică? Vă este frică de acest valet de spade. Valetul de spade e o persoană comunicativă, într-adevăr. Uneori poate să se angajeze în bârfe, uneori se poate angaja în spionare. Poate vă e frică că cineva vă spionează, cineva în semn de aer sau cu planete în semne de aer. Știți, nu mai zic care sunt semnele de aer. Dar cred că cei care vor să vă angajați într-un destin grandios, vă este frică să vă purtați ca un copil care vorbește mult. Vorbește, cei, valetul de, de spade vorbește foarte mult adesea seamănă cu cei născuți în zodia Geminilor sau a Balanței. Mai mult sau mai puțin nu vreau să jignesc, jignesc nicio zodie, da? E o persoană foarte vorbăreață. Cred că vă e frică să vorbiți mult și să faceți puțin. Și această persoană sigur face. Poate vorbește puțin, ar face multe. Și nu doar face practic, ci se și roagă. Poate, într-adevăr, în viața voastră profesională, în viața voastră publică, există cineva, un preot, o persoană de mare autoritate care vă susține sau care vă inspiră sau care se roagă pentru voi. Sau care se roagă pentru voi. E posibil și așa. Am încercat să vă dau cât mai multe variante. Ce vă doriți? Regele de băte. Aș putea spune că unii dintre voi vă doriți acest bărbat pasional acest bărbat impresionant, născut în zodia berbecului, aleului sau a săgetătorului. Dar mi-e teamă că acest bărbat va dezamăgit, dacă este vorba de cel care va dezamăgit. Poate este un alt bărbat în semn de foc, care apare în viața voastră și vi-l doriți. Un alt fel de semn de foc. Nu toate semnele de foc trebuie să dezamăgească. Poate acesta nu vă va dezamăge. Nu știu. Um, dar cred că unii dintre voi încă vă gândiți la acel semn de foc care vă pune pe jar. Dar mi-ar plăcea mult mai mult să cred că sunteți voi care vă doriți să intrați în autoritate, care vă doriți să intrați în puterea și în controlul. Pe care îl puteți avea asupra vieții voastre. Seamănă foarte mult acest rege de, de băte cu împăratul. Este o persoană în control. El se controlează, își controlează, are mare pasiune, poate să facă orice, poate să pornească un război, poate să, să conducă o companie, poate să fie un director, un manager, poate să fie în cele mai înalte poziții. Și pentru asta e nevoie de control. Și pentru asta e nevoie de experiență și de autoritate. Poate vă doriți acest bărbat, dar cred că și mai frumos ar fi să vă doriți să deveniți voi acest bărbat sau femeie de autoritate. Pentru că nu degeaba aveți marile preot în casa voastră a 10 -a. Puteți să inspirați, puteți să conduceți. Pentru că ați trecut prin foarte multe. Am văzut, nu mai arăt prin câte ați trecut, da? Ați trecut prin foarte multe și cel mai important că majoritatea vă regăsiți dragostea, dar vă treziți la o nouă misiune. Da? Și vă angajați la o, o nouă etapă. Vreți să faceți și bani, să vă. vreți să manifestați abundență, dar vreți să manifestați și abundență spirituală. Da? Abundență spirituală. Și atunci vă doriți acest bărbat. Vă doriți să fiți voi pe tronul vostru și lumea să vină la voi și să vă ceară sfatul și să-i puteți coordona. De. într-un final, într-un final, ce iese până la sfârșitul lunii februarie, apare diavolul. Diavolul care, în cea mai bună versiune, sper să fie ego-ul vostru, care, după ce a trecut prin câte a trecut frici și, și temeri, acum vrea să manifeste o, un nou stadiu, să vă manifestați cu putere, cu încredere în viața voastră. Sper să fie cea mai bună variantă. Ar mai fi altă variantă. Ar fi varianta ca acest bărbat în semn de foc pe care vi-l doriți să vină, într-adevăr, în viața voastră și să vă oferă o. Relație de lungă durată, și să vă ofere chiar o căsătorie, și voi să picați în această capcană. Revin în partea a doua.